Salutare, dragii mei, Hristos a înviat și bine ați revenit la Broadheader. Astăzi vreau să vă prezint câteva chestiuni foarte interesante, în special posesorilor de arme letale, de destinația apărare și pază, adică pistoale cu bronz, exact cum am și eu. Este vorba de articolul 31 din legea 295/2004, condițiile de păstrare și port ale armelor letale. Pe scurt, înainte să încep polologia, să vă dau citire, aveți voie să-l purtați oriunde. Să mergeți cu el oriunde, cu excepția situațiilor unde portul armelor de foc este interzis prin lege și aveți o infracțiune din codul penal, se cheamă nerespectarea regimului armelor și muniților, care cuprinde și următoarea formă, și anume aceea a portului armelor letale sau neletale supuse autorizării în diverse locuri. Puneți mâna pe penal, citiți infracțiunea respectivă. Alea sunt singurele restricții cu privire la locurile unde nu aveți voie să mergeți cu arma asupra dumneavoastră. Și acum vă dau citire din articolul 31 din legea 295. Primele două aliniate sunt generale. Aliniatul 3. Arma de apărare și pază poate fi purtată numai de către titularul permisului cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții. Să fie asigurată și să nu fie armată. În cazul meu, eu n-am siguranță pe el. Să nu prezintă defecțiuni cu excepția situației în care este transportată la armurier. Logic. Trebuie să stea în permanență introsă în toc și ascunsă vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată potrivit legii să o utilizeze. Aici vreau să deschid o paranteză și să vin cu câteva explicații. Să fie în permanență introsă în toc și ascunsă vederii. În primul și în primul rând, din ce am spicuit, din ce am citit întreaga lege, precum și norma de aplicare ei, legea nu definește noțiunea de toc. Ce înseamnă toc? În cazul ăsta mergem la definiția din dicționarul explicativ al limbii române și va fi aceea prezentată acolo. Eu n-am citit-o, drept urmare nu pot să vă zic ce înseamnă toc. Mergeți și voi și uitați-vă. Și ascunsă vederii. Atenție! Arma trebuie ascunsă vederii. Faptul că tu o porți pe sub haine și i se poate observa conturul, da? Deci dacă eu o port pe sub haină, pe sub maieu. Ce rece. Bun. Și se poate observa, da? Se observă forma pe mine. Nu am încălcat legea. Da? Nu este ilegal dacă faceți chestia asta. Acest aspect l-am discutat cu băieții de la arme și muniții de aici, din Brăila. Și ultima explicație, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată potrivit legii să o utilizeze. Să vă spun drept, și eu am picat în capcana de a interpreta greșit această expresie. Dar mi-am revenit foarte repede după ce m-am sfătuit cu mai multe persoane. Atenție, legea spune cu excepția situațiilor și nu cu excepția persoanelor autorizate să o și folosească. Spune cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată să o utilizeze. Care sunt acele situații când persoana este autorizată să o utilizeze? Când permisul tău de armă este de port și folosire. Și când ai dreptul să folosești arma de foc. Dacă ai permis doar de port sau ai drept doar de deținere a armei, asta înseamnă că nu ai voie să o utilizezi. Drept urmare, chiar dacă o ai asupra ta, nu ai voie să o utilizezi în legitimă apărare. Din păcate. Eu așa interpretez. În fine, asta este strict părerea mea. Faceți abstracție de chestiunea asta. Repet, pistolul întotdeauna intros în toc și ascuns vederii. Dacă se observă prin haină, nu este absolut nicio problemă. Bine, cetățeanul poate să sune la poliție. Domnule, este unul, are pistol pe el. Are pistolul la el. Sunt de părere că mulți cetățeni nu știu să se exprime corect și să transpună în cuvinte imaginea vizuală din fața lor. Adică,
sună la 112 și spune: domnule, am în fața mea un cetățean care poartă pe sub haine ceea ce pare a fi o armă, un pistol. Asta mi s-ar părea de descrierea corectă a imaginii pe care ăla, cetățeanul nostru, o are în față. Dar de multe ori nu se întâmplă așa și ăla vede că tu porți pistolul pe sub haină și ai pistolul pe sub haină, numai că îi se vede conturul, că porți, e cald afară, porți un tricou mai mulat sau o haină mai strântă pe tine, și el sună la poliție: domnul, e unul cu pistolul pe stradă. Automat, informația din prima a fost transmisă eronat, ăla săracul înțelege și el, își face și ăla o imagine: domnul, e unul care are pistol pe stradă, e cu pistolul pe stradă, cred că l-are în mână, nu știu, la vedere, și se alarmează de aiurea. Forțele de ordine, poliție, poate să vină jandarmerii, poate să vină doamne ferește, seriu, vin cu elicopterul pe tine. Când tu ești un posesor legal al respectivei arme de foc. Cine e vinovat în situația asta? Cetățeanul care a transmis în mod eronat informația. Dar trece mai departe. Litera D. Să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepția armurierilor, intermediarilor, organelor de poliție competente, precum și personalul abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. Ce înseamnă chestia asta? Aici vreau să fac o, să deschid o paranteză. Să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepția armurierilor. Adică în situația în care fie arma este defectă și o trimiți, o dai unui armurier autorizat să o repare, sau te afli în situația în care ți-a expirat permisul de armă sau numai dreptul ți-a fost anulat și trebuie să depui arma la un armurier. Intermediarilor, sincer, nu știu cine sunt ăștia, posibil să fie acele persoane autorizate să efectueze transportul armelor, armelor de foc pe teritoriul României. De exemplu, tu ești din Iași și îți dai comandă, ai un magazin de arme și muniții în Iași, prin intermediul căruia comanzi o armă de foc din București, să spunem, de la o firmă. Și transportul armei de foc de la București până la Iași se va realiza probabil prin intermediul unui intermediar. Cred că ăștia sunt. Organelor de poliție competente. Ai făcut care sunt organele de poliție competente? De exemplu, când faci uz de armă, te atacă cineva pe stradă, faci uz de armă și după ce ți-ai îndeplinit obligația de a anunța, în cel mai scurt timp organul de poliție, primul echipaj de poliție o să la fața locului, îți ridică arma, da? În vederea continuării cercetărilor. Alea sunt organele de poliție competente, la asta se referă. Precum și personalul abilitat prin lege să păstreze, să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituțiile publice, în mijloace de transport naval sau aerian. Ce scuze, e dimineața. Precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. De exemplu, te duci la tribunal. Și mai nou am observat, cel puțin la Tribunalul Brăila, că sunt patrule de jandarmi, este o patrulă de jandarmi, sau unul singur, și exact la intrare în tribunal, au un detector de metale prin care treci. Bine, înainte să treci pe acolo, scoți tot ce e metalic la tine, obiecte mari, și treci prin ăla. Și exact un fel de security check la aeroport. Bun. Acolo procedura care? Dacă ai arma asupra ta și, de exemplu, ești citat ca martor sau ca parte într-un anumit proces și tu deții arma legal, da, la intrare în tribunal scoți arma, îi înmânezi permisul, ăla îți pune pistolul într-o casetă specială și ai ieșit din situație. Mijloace de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. Da? Cum v-am spus un pic mai devreme, este vorba de acele situații prevăzute în codul penal la infracțiunea de nerespectare regimului armelor și munițiilor. Și litera E, deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora, ori în stare avansată de oboseală,
sau să nu sufere de afecțiuni temporare de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa. Bun. Cu alte cuvinte, să, la fel ca la permisul de conducere. N-ai voie să conduci dacă ești băut. N-ai voie să ai arma asupra ta dacă ești băut, drogat, etc. Și încă o chestiune importantă, cu părere de rău, nu mai știu exact articolul de lege unde scrie, dar de fiecare dată când ieșiți cu arma asupra voastră, să aveți asupra voastră și permisul de portare. În caz contrar, este contravenție și riscați să vi se suspende, să vi se suspende permisul. Da? Ieșim cu, în concluzie, ieșim cu arma pe stradă, putem să mergem cu ea în mall. Nu știu. Acum, îmi cer scuze, acum fac o interpretare personală, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Eu, din ce înțeleg de aici, este următorul lucru. Pot, dacă am pistolul asupra mea, pot să intru cu el în mall, pot să intru cu el într-un magazin alimentar, pot să intru cu el, nu știu, să mă duc la film, pot să mă duc la teatru, repet, în condițiile în care accesul cu arme de foc nu este interzis în aceste locații. Sau dacă respectivele locații fac parte din cele prevăzute în, menționate în codul penal, unde nu am voie să pătrund cu arme de foc. Letale sau neletale supuse autorizării. Dacă fac această precizare, deoarece am fost întrebat de multe persoane, domnule, unde pot să mă duc cu pistol? Ce fac? Ies cu el doar pe stradă și mașină și atât? Dacă mi se face sete, de asta am dorit să fac această precizare. Da, dragii mei, dacă ieșiți cu el pe stradă, nu sunteți limitați doar la aceste locuri. La fel, este aceeași situație și la armele de foc neletale. Da? Deci poți merge cu el oriunde, cu excepția situațiilor unde accesul cu arme de foc este interzis, fie prin lege, fie prin regulamentele interne ale respectivei locații. Nu este absolut niciun fel de problemă. Iar cea mai interesantă, cea mai fierbinte problemă, sper că am rezolvat-o. Țineți pistolul în toc și chiar dacă se vede prin haină, bine, îi se vede forma, conturul prin haină, nu este absolut nicio problemă. Da? Pentru că legea te obligă să ții ascunsă vederii armă. Da? Și nu tocul. Dacă mi se vede tocul, care e problema? Arma introdusă în toc și ascunsă vederii. Și acum vin și fac, vă dau vouă celor de acasă, o temă de gândire. Știți tocurile alea militare? Alea din piele? Dacă arma este introdusă în toc și ascunsă vederii, dar alea cu clăpiță care se închide așa. Bun, dacă îmi pun un toc de la pe centură și tocul este la vedere și merg cu el pe stradă, în interpretarea mea, eu consider că nu încalc legea, pentru că arma este introdusă în toc și ascunsă vederii. Nu spune legiuitorul arma să fie introdusă în toc și împreună cu tocul să fie ascunsă vederii. Nu, arma e introdusă în toc și ascunsă vederii. Am un toc care mi-acoperă arma în totalitate. Eu consider că nu încalc legea. Mi-ar plăcea să știu și părerile voastre și rugămintea mea este să își exprime părerea strict cei care dețin arme de foc cu destinația apărare și pază sau autoapărare. Eu am fost Broadheader Gazer noastră pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Până data viitoare, luați-vă arcuri, trageți cu ele, filmați-vă, puneți pe internet. Sunt promotorul tirului cu arcul în România și vreau să promovez acest sport minunat. Cumpărați-vă arme de foc. Este legal, legea ne permite deocamdată, nu știm ce va fi pe viitor, dar de ce să așteptăm incertitudinea când ne putem baza pe certitudine? Faceți uz de armă strict în condițiile legii, dragii mei, pentru că acest domeniu nu este unul cu care să te joci, este un domeniu destul de serios și atrage după sine, în cazul folosirii ilegale, consecințe deosebit de grave pentru făptuitori. Drept urmare, sfatul meu pentru dumneavoastră este să vă limitați la prevederile legale. Dacă legea spune că am voie să trag cu el doar 50 de cartușe,
trag 50 de cartușe. Dacă îmi spune că am voie să dețin maximum 50 de cartușe, dețin maximum 50 de cartușe pentru letală. Pentru neletală, cantitatea maximă este de 25 de cartușe. Și tot așa. Ideea este să ne simțim bine, să ne distrăm folosindu-le în siguranță și fiți cu minte, nu cu minți. În felul ăsta vă garantez că nu veți avea incidente de tragere și nici nu vă veți împușca precum niște proști. Până data viitoare, să ne auzim cu bine. Doamnește, eu sunt Brad Heather, vă mulțumesc foarte mult. Ciao!